Bine ați venit, domnule profesor, în Craiova, la Centrul de Oncologie Sfântul Nectarie. Spuneți-ne o primă impresie. Mai întâi, ca de fiecare dată, sunt emoționat când revin în Craiova și în Oltenia. Prima impresie este cea pe care o așteptam, deoarece sunt bolnavi care mi-au relatat impresii de aici, din Centrul Sfântul Nectarie, a unei clădiri spațioase, a unei clădiri făcute la standarde moderne, a unei clădiri în care pacientul cu acest diagnostic cumplit de cancer resimte mai puțin stresul acestei boli. Am găsit aici o echipă, îl știam foarte bine pe profesorul Mike Schenker, un oncolog extrem de experimentat și foarte îndrăzneț, deci preluând multe studii clinice în care a introdus medicamente noi și pe care le-a supravegheat, le-a controlat, le-a pus la capăt cu foarte mult profesionalism. Restul echipei, echipa de radioterapie, colegii din chimioterapie, de asemenea mi se pare o echipă completă și foarte calificată. În aceste condiții, spune că în acest moment Craiova intră deja în Liga Mare a Oncologiei Naționale. De altfel, nu e un secret că sunt bolnavi, încă și din București, care vin să se trateze aici la Craiova și acesta este un mare merit al echipei despre care v-am vorbit. M-a permis să menționez în contextul discuțiilor faptul că singura componentă care nu este compensată, profesorul Schenker cu multă mândrie a spus că radioterapie e compensată de casă, chimioterapie e compensată de casă, singura componentă care nu este compensată, dar care e la fel de importantă, câteodată chiar mai importantă, este chirurgia. Și cred că acest lucru ar trebui corectat, pentru că bolnavul de cancer uneori are de suferit operații complexe, operații diferite, operații la care accesul la sistemul public se poate face cu întârziere și această întârziere îl costă, așa încât sunt multe elemente care, în opinia mea, susțin finanțarea și în sistemul privat, după modelul radio și chimioterapie.